Lansarea unei mici expoziții prin care am reușit să realizez în cadrul programului Internews un mic grant, mai multe ilustrații digitale cu păsări comune din Republica Moldova pentru a le oferi publicului în mod gratis să le utilizeze cum doresc ei ulterior. Școală, mereu am studiat, am auzit, discutăm practic orice copil cunoaște Ion Creangă și pupăză din tei, dar eu fiind din Chișinău, niciodată nu am văzut această pupăză, nu aveam idee cum ea arată. Și treptat, pe parcursul vieții, această curiozitate a crescut, până am avut parte de prima mea experiență de a vedea și a descoperi ce e asta birdwatching, de a ieși pe câmp deschis și a explora natura, ca să mă îndrăgostesc și să aleg această cale să o promovez. Muzeul din Sângerei tradițional participă în acțiunile de ecologizare a plaiului sângerean. Păsările fiind parte integrantă a ecosistemului local, păsările care le vedeți astăzi aici, poate ele mai sunt și mai apar din considerente de migrație, de schimbări climatice și este un aspect foarte important din viața cotidiană.